După ce momentul magic al cererii în căsătorie a avut loc într-un avion, în drum spre destinația de vis, surprizele nu s-au oprit aici pentru îndrăgita artistă. Victor Cornea i-a oferit Andrei un cadou cu adevărat impresionant, un buchet gigantic de 101 trandafiri roșii, care a impresionat-o profund pe cântăreață. Buchetul a fost un simbol al iubirii și al angajamentului pe care cei doi și-l vor împărtăși pe viitor. Iar gestul romantic nu s-a oprit aici. Împreună cu logodnicul ei, Andreea Bălan a avut parte de o ședință foto deosebită în mijlocul peisajului idilic din Laponia, unde îndrăgostiții au capturat imagini de neuitat. În pozele sale, Andreea apare fericită și radiantă, ținând în brațe buchetul de trandafiri roșii, în timp ce se bucură de magia zăpezi. Pe rețelele sociale, Andreea Bălan a împărtășit aceste momente de fericire cu fanii ei. Plec din Laponia logodită și mă simt cea mai fericită femeie din univers. Sunt recunoscătoare pentru iubirea noastră, Victor Cornea. A fost o vacanță de vis, a scris Andreea Bălan. Fanii vedetei au fost încântați să vadă aceste momente de iubire și fericire ale Andrei, iar mesajele de felicitare au început să curgă imediat. Ce frumoși sunteți și ce bine semănați! Sunteți meniți să fiți împreună! Felicitări, e ce drăguț sunteți împreună! Să fiți așa până la adânci bătrâneți, e felicitări! Să fiți uniți până totdeauna! Sunt doar o parte din comentarii. Dacă doriți să sprijiniți canalul, vă rog să folosiți linkul de Revolut din descriere pentru a putea dona orice sumă doriți. De asemenea, aveți abonamentul disponibil pe acest canal și puteți să-l activați pe cel pe care îl doriți. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.